Bună, eu sunt Cornelia Condescu și astăzi vom face Pilates împreună. Această practică specială ne ajută să ne întărim musculatura abdomenului cât și a spatelui și ne ajută să ne susținem coloana într-un mod sănătos. Să începem! Ne așezăm pe mijlocul saltelei, distanță de un pumn între tălpi și avem grijă ca degetele mari să fie pe aceeași linie. Lăsăm greutatea pe toată talpa. Îndoim genunchii și verificăm triunghiul de control. Ducem palmele sub buric, iar acest triunghi să fie perpendicular pe sol. Dacă am degetele mari în față, spatele în hiperextensie, dacă le-am în spate, atunci spatele este în flexie și vrem să aliniem bazinul ca să putem să avem un aliniament corect în coloană. Brațele pe lângă trunchi, rotim umerii, deschidem pieptul și împingem umerii spre trunchi. Împingem creștetul capului spre tavan și sacrul, eticheta de la pantaloni, spre sol. Expir complet. Inspir pe nas, deschid coastele în lateral. Expir pe gură. Închid coastele și împing abdomenul în interior, dar pieptul rămâne sus. Inspir, deschid coastele. Expir pe gură. Inspir. Umerii rămân jos. Expir pe gură. Inspir. Împing coastele în lateral. Expir, închid. Și împing abdomenul în interior. Ultima, inspir. Expir, închid coastele. Împing abdomenul în interior. Ridicăm brațele în lateral, umerii departe de urechi. Inspir, ridic brațul drept. Expir, revin. Bazinul rămâne pe aceeași linie. Inspir, partea stângă. Expir, revin. Genunchi îndoiți, greutatea pe toată talpa. Inspir. Expir, revin. Inspir. Vreau să deschid partea stângă, expir, închid, pieptul rămâne sus. Inspir, expir, revin. Bazinul rămâne exact în același loc. Inspir, expir și ne concentrăm să alungim coloana spre tavan și spre sol în același timp. Inspir, expir, revin. Două repetări, inspir, expir, revin. Ultima, inspir. Expir, revin, umerii departe de urechi, coborâm brațele pe lângă trunchi. Îndoim genunchii și ridicăm călcâiele de pe sol. Triunghiul de control rămâne perpendicular pe sol, brațele pe lângă trunchi. Inspir, ridic brațele. Expir, împing brațele înapoi și activez abdomenul. Inspir, ridic. Expir, cobor. Degetele mari presează în sol. Expir. Inspir, ridic. Expir, cobor. În timp ce duc brațele înapoi, nu vreau să împing pieptul în față. Vreau să păstrez trunchiul exact în același loc. Inspir, ridic. Expir, cobor. Inspir, ridic. Expir, cobor. Ultima repetare. Expir, cobor. Îndoim genunchii, ridicăm mai mult călcâiele. Întindem brațele în lateral, întoarcem palmele spre tavan și îndoim coatele. Inspir, deschid pieptul, împing sternul spre tavan, umeri în jos. Expir, vreau să rotunjesc coloana ca și când ar veni o minge foarte, foarte, foarte mare în față și vrem să o îmbrățișăm. Inspir, coatele spre sol, pieptul sus. Expir, rotunji. Inspir, umerii departe de urechi. Expir, împing, împing, împing abdomenul în interior. Inspir, expir, ultima, expir, revenim pe centru, coborâm brațele, coborâm călcâiele și relaxăm ușor gleznele.
Și acum, depărtăm picioarele mai mult decât lățimea șoldurilor, vârfurile în exterior, maxim 45 de grade. Nu vrem să deschidem foarte mult vârfurile. Triunghiul de control perpendicular pe sol și cobor bazin. Palmele pe șolduri, umerii departe de urechi și ridicăm călcâiele. Împingem cu degetele mari în sol, păstrăm triunghiul de control perpendicular pe sol, inspir, cobor bazinul, expir, ridic, întind genunchii, ridic roturile și încortez coapsele. Inspir, cobor, expir, ridic. Inspir pe nas, umerii jos, expir pe gură și încordez abdomenul. Inspir, expir, ridic. Inspir, genunchii se duc în exterior, expir, întind și încordez. Inspir, cobor, expir, încă două repetări, expir, ridic, ultima și nu terminăm, schimbăm. Coborâm, ridicăm mai mult călcâiele și începem să pulsăm ușor. Inspir, 1, 2, expir, genunchi în exterior, inspir, 2, umerii jos, pieptul sus, expir, inspir, triunghiul de control perpendicular pe sol, expir. Au început să ardă coapsele, foarte bine, expir, inspir, 1, 2, expir, inspir, 1, 2, expir, coborâm puțin mai mult, încă 3 repetări, expir, 2, inspir, expir, ultima, ultima și rămânem jos, călcâiele ridicate și lovim, pulsăm ușor cu genunchii înapoi, inspir, 1, 2, expir, inspir, 1, 2, au început să ardă coapsele foarte tare, foarte bine. Călcâiele sus, umerii deasupra bazinului. Expir, inspir, 1, 2, expir. 3 respirații, inspir, expir. 2, inspir, 2, expir. Ultima, inspir, 2, expir. Atenție, inspir, întâi cobor, expir, ridic, și relaxez. Apropiem picioarele și întindem ușor coapsele. Și schimbăm. Și acum mergem la marginea saltelei, dar păstrăm spațiu în față, nu ne ducem chiar în capăt, distanță de un pumn între tălpi, genunchi îndoiți, triunghiul de control perpendicular pe sol, brațele pe lângă trup. Inspir, ridic brațele și expir, pornesc mișcarea din creștetul capului și cobor vertebră cu vertebră până jos. Abdomenul este împins în interior, eticheta de la pantaloni o împingem în jos spre sol, gâtul este relaxat. Inspir, pregătesc, expir, împing sacrul, eticheta de la pantaloni spre sol și încep să rulez lent sus. Brațele pe lângă trunchi, capul se ridică ultimul. Genunchi îndoiți, inspir, ridic brațele, expir, rulez lent jos. La fel, ca și când m-aș rula pe o minge foarte mare, dar pe care nu vreau să o ating. Inspir, expir, rulez lent sus și toată talpa presează în sol. Capul se ridică ultimul. Încă două repetări. Inspir, ridic brațele. Expir, rulez lent jos. Expir și expir și expir. Chiar dacă nu pot să expir atât de mult, inspir și expir în continuare. Inspir, pregătesc, expir, rulez lent sus. Umerii departe de urechi. Ultima rulare, inspir, ridic brațele. Expir, rulez lent jos. Inspir, coborâm buricele degetelor pe sol și coborâm pe saltea.
și cobor în bazinul pe o parte. Ducem picioarele înainte la marginea saltelei. Tălpile lipite, genunchii lipiți și prindem coapsele. Aici, îndreptăm coloana, vrem să împingem creștetul capului spre tavan și sacrul spre sol. Coatele ridicate, dar umerii sunt jos. Genunchii presează împreună, tălpile în sol, inspir, vreau să alungesc coloana, expir pe gură, împing oasele bazinului înapoi, sacrul, eticheta de la pantalon spre sol, abdomenul în interior, iar umerii sunt deasupra bazinului. Nu vrem să ducem foarte mult omoplații înainte, vrem să păstrăm curbura și să împingem cât mai mult abdomenul în interior. Inspir, înalț, alungesc și încă o dată cobor. Și împing abdomenul în interior. Inspir, expir, C-curve. Încerc să fac litera C din creștetul capului până în sacru, abdomenul împins în interior. Inspir, încă două repetări. Expir, umerii departe de urechi. Ultima, inspir, expir, cobor în C-curve și rămânem aici. Umerii departe de urechi, tălpile presează în sol și inspir, cobor trunchiul exact așa cum este, mă uit la abdomen, abdomenul este împins în jos. Expir, ridic, rămân în C-curve. Inspir, cobor, genunchii lipiți, abdomenul împins în interior, expir, ridic. Inspir, cobor, expir, ridic. Inspir, cobor, umerii departe de urechi. Expir, ridic. Atenție, coborâm și rămânem jos. Împingem abdomenul în interior. Ridicăm călcâiele de pe sol, ducem vârfurile pe sol și întindem brațele înainte. Umerii departe de urechi, abdomenul în continuare împins în jos. Inspir, pregătesc. Expir, ridic un picior. Fără să mișc trunchiul. Inspir, cobor piciorul. Expir, schimb. Inspir, expir, ridic. Inspir, expir, ridic și împing abdomenul în jos și când inspir și când expir. Inspir, cobor, expir, ridic și începem să simțim abdomenul. Vrem să lucrăm, să încălzim foarte bine și articulația șoldurilor, împingem lombarul înapoi și sacrul, eticheta de la pantaloni înainte. Inspir, cobor, expir, ridic. Inspir, cobor, expir, ridic. Și acum, ținem un picior sus, umerii departe de urechi, inspir, expir, schimb. Fără să mă dezechilibrez. Inspir, expir, schimb. Inspir, expir, schimb. Inspir, expir, schimb. Inspir, expir, schimb și țin abdomenul împins în interior. Expir, schimb. Încă două repetări. Ultima. Coborâm talpa pe sol, rulez lent sus, îndrept și relaxez foarte bine. Și acum întindem un picior, apoi celălalt, tragem de vârfuri, împingem în călcâie, călcâiele spre peretele din față, iar coloana perpendiculară pe sol. Întindem brațele înainte, umerii departe de urechi, inspir, alungesc coloana. Expir, cobor în C-curve, la fel, oasele bazinului înapoi, abdomenul împins în interior, umerii deasupra bazinului, bărbia ușor în piept. Și acum începem să rulăm vertebră cu vertebră jos. Inspir, pregătesc, expir, cobor, cobor, împing abdomenul, împing sacrul înainte și lent, lent, jos. Lent ca să doară. Și am coborât pe saltea, îndoim genunchii și ducem tălpile pe sol. Distanță de un pumn între tălpi și verificăm triunghiul de control. De data asta este paralel cu solul și avem un spațiu între lombar și saltea, cât sunt degetele de la palmă. Întrepătrundem degetele, ducem mâinile la ceafă, inspir, pregătesc, expir, mă ridic în chest lift.
Țin triunghiul de control paralel cu solul și abdomenul împins în interior. Inspir, cobor. Expir, ridic. Inspir, cobor. Expir, ridic. Abdomenul împins în interior. Inspir, cobor. Expir, ridic. Inspir. Expir, sus. Inspir. Expir, sus. Inspir. Expir, sus. Dacă mă uit la buric, buricul trebuie să rămână împins în jos tot timpul, tot timpul. Inspir, cobor. Expir, ridic și rămân aici. Întindem brațele înainte. Abdomenul împins în interior, ridicăm călcâiele de pe sol, umerii departe de urechi. Inspir, expir, ridic câte un picior în tabletop, genunchiul deasupra bazinului. Inspir, cobor, expir, ridic celălalt picior. Abdomenul împins în interior, expir, ridic. Inspir, pieptul sus, expir, ridic. Inspir, cobor. Expir, ridic. Dacă am avea o ceașcă de cafea pe abdomen, ea nu trebuie să se verse. Inspir, cobor, expir, ridic. Umerii departe de urechi. Încă două repetări. Inspir, țin abdomenul împins. Inspir, expir. Foarte bine. Și acum, exact cum am făcut mai devreme, ridic un picior în tabletop, 90 de grade în genunchi, țin pieptul sus, inspir, expir, schimb. Inspir, expir, schimb. Păstrez genunchiul deasupra bazinului, inspir, expir, schimb. Inspir, expir, schimb. Inspir, expir. Inspir, expir. Bineînțeles, dacă simt coloana cervicală, pot să duc mâinile la ceafă și să fac exact același lucru. Expir, schimb. Abdomenul împins în interior. Inspir, expir, schimb. Inspir, expir, schimb. Încă două repetări. Ultima. Coborâm talpa pe sol. Coborâm capul pe saltea, brațele pe lângă trunchi și întoarcem capul stânga-dreapta. Tălpile pe sol, ridicăm brațele spre tavan, umerii. Presează în sol, triunghiul de control perpendicular pe sol. Inspir, pregătesc. Expir, mă ridic în chest lift, brațele pe lângă trunchi. 100. Inspir, pregătesc. Expir, balansez brațele. Inspir. 2, 3, 4, 5, expir. 2, 3, 4, 5. Umerii departe de urechi, expir. 2, 3, 4, 5, inspir. 2, 3, 4, 5, expir. Atenție, inspir. Împing abdomenul în interior, expir. Tot în interior îl împing. Inspir. Expir. Brațele lungi și active, expir. 2, 3, 4, 5, triunghiul de control paralel cu solul, expir. 2, 3, 4, 5, rămânem aici. Inspir, ridic un picior în tabletop position. Expir, ridic celălalt picior. Genunchii lipiți, abdomenul împins în interior. Inspir, pregătesc, expir și 1, 2, 3, 4, 5, inspir. 2, 3, 4, 5, expir, împing abdomenul în interior. Genunchii lipiți, 2, 3, 4, 5, expir. 2, 3, 4, 5. A început să ardă abdomenul. Foarte bine, inspir. 2, 3, 4, 5, expir. Încă 3 respirații. Pieptul sus. Ultima. Și rămânem aici. Inspir. Expir, împing, 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 ridic pieptul, țin genunchii lipiți. Inspir, expir, ultima, expir, tragem de genunchi la piept, coborâm capul pe saltea și balansăm picioarele stânga-dreapta. Mai avem o singură serie pentru abdomen, revenim cu picioarele în tabletop position, genunchii deasupra bazinului și lipiți. Abdomenul împins în interior,
Întrepătrundem degetele, ducem mâinile la ceafă, inspir, pregătesc, expir, mă ridic în chest lift, abdomenul împins în interior, genunchii deasupra bazinului. Și acum, inspir, cobor un picior, ating cu degetul mare solul, abdomenul împins în interior, expir, trag înapoi. Toe tap, inspir, cobor, expir, ridic, pieptul sus, inspir, cobor, gâtul lung, expir, ridic. Inspir, cobor, abdomenul rămâne împins în interior, în jos. Inspir, expir. Nu depășim, atenție cu genunchiul, bazinul. Păstrez genunchiul exact deasupra bazinului. Inspir, cobor, expir, ridic. Ultima. Pieptul sus, atenție, inspir, alungesc picioarele, le împing spre peretele din față, expir, trag în tabletop, abdomenul împins în interior, inspir, întind, ceașca de cafea încă nu s-a vărsat, inspir, întind, coatele deschise, expir, trag, inspir, întind, alungesc, expir, trag înapoi, inspir, întind, expir, trag. Două repetări, inspir, pieptul sus, expir, trag, ultima, expir și întindem brațele pe lângă trunchi. Pieptul sus, abdomenul împins în interior, inspir, expir, ridic brațele, dar fără să cobor pieptul. Inspir, cobor brațele, expir, le ridic. Inspir, cobor, expir, ridic. Umerii departe de urechi și arde abdomenul foarte bine. Inspir, cobor. Expir, ridic. Trei repetări. Expir, genunchii lipiți. Două repetări. Ultima. Coborâm. Tragem genunchii la piept. Și întoarcem capul stânga-dreapta. Detensionăm gâtul. Și acum, revenim cu picioarele în tabletop position. 90 de grade și brațele în T position, adică palmele fie la nivelul umerilor, fie puțin mai jos, dar nu mai sus. Genunchii lipiți, umerii presează în sol. Inspir, înclin ușor în partea dreaptă, coastele închise, abdomenul încordat, expir, revin. Și schimbăm, inspir, cealaltă parte și ne uităm ca genunchii să fie milimetric pe aceeași linie. Inspir, expir, revin. Umerii nu se ridică de pe sol. Inspir, expir, revin. Vârfurile întinse, expir, revin. Inspir, expir. Încă două repetări, țin genunchii lipiți, țin coastele închise, adică sunt împinse spre bazin, umerii nu se desprind de pe sol și revenim. Coborâm o talpă pe sol, cealaltă talpă pe sol, distanță de un pumn între tălpi. Iar călcâiele, atenție, nu sunt lipite de fesieri, sunt un pic mai în față. Triunghiul de control, triunghiul de control perpendicular pe sol și întindem brațele în lateral. Umerii departe de urechi, inspir, pregătesc, expir pe gură, lipesc spatele de saltea, trag oasele bazinului spre coaste și ridic întâi bazinul, eticheta de la pantalon, și apoi vreau să ridic vertebră cu vertebră toată coloana până sus. Oasele bazinului spre coaste, coastele spre bazin, iar pieptul împins în jos, umerii presează în jos. Inspir, pregătesc și acum coborâm de sus în jos. Expir, întâi coboară pieptul, apoi coboară coastele, coastele se închid, abdomenul împins și ultimul coboară bazinul. Și acum încercăm să ducem greutatea mai mult spre vârf, nu pe călcâi. Inspir, pregătesc și facem același lucru. Expir, trag oasele bazinului, abdomenul împins în interior, ridic bazinul, nu împing tare în călcâie
și ridic vertebră cu vertebră, vertebră cu vertebră, umerii departe de urechi, presează în sol. Inspir, pregătesc. Expir, întâi coboară pieptul, apoi coastele. Ultimul coboară bazinul. Încă o repetare și rămânem sus în shoulder bridge. Inspir, pregătesc. Expir, lipesc spatele. Și ridic vertebră cu vertebră. Împingem genunchii spre peretele din față, călcâiele presează ușor în sol, umerii departe de urechi. Și acum, fără să pierdem shoulder bridge-ul, inspir, pregătesc, expir, ridic piciorul drept sus în tabletop position. Atenție, călcâiul stâng nu presează tare în sol, inspir, cobor piciorul, ating cu degetul mare solul, expir, ridic. Și vreau să nu balansez trunchiul sau bazinul și să izolez mișcarea în shoulder-ul drept. Inspir, cobor, expir, ridic. Inspir, cobor, expir, ridic. Încă 3 repetări. 2. Ultima. Coborâm talpa pe sol. Schimbăm, reașezăm shoulder bridge-ul, oasele bazinului spre coaste și ridicăm piciorul stâng sus. Călcâiul drept atinge salteaua, dar nu presează tare. Inspir, cobor piciorul stâng, ating cu degetul mare, expir, trag. Inspir, cobor, umerii departe de urechi. Inspir, cobor. Expir, ridic. 3 repetări. Expir, umerii presează în sol. 2. Ultima. Nu ne grăbim, coborâm talpa pe sol, inspir, expir, întâi coboară sternul, apoi coboară coastele, ultimul coboară bazinul. Ridicăm un genunchi la piept, celălalt genunchi la piept și ridicăm fruntea spre genunchi, întindem spatele. Prindem coapsele, ne ridicăm și ne întoarcem pe abdomen. Întindem picioarele înapoi. Vârfurile întinse, picioarele ușor depărtate, brațele întinse înainte, palmele se privesc, umerii departe de urechi. Acum, dacă relaxăm abdomenul, o să simțim cum coastele presează în sol. Și acum încercăm să închidem coastele, să ridicăm coastele de pe sol, umerii departe de urechi, iar sacrul, eticheta de la pantaloni, o împing înapoi. Fesierii nu se încordează foarte tare, alungesc picioarele, inspir, expir, ridic picioarele de pe sol, coastele închise, umerii departe de urechi și ridic și brațele. Inspir, expir, cobor întâi brațul drept, piciorul stâng. Inspir, ridic. Expir, schimb. Braț, picior opus. Inspir, ridic. Expir, cobor. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Umerii departe de urechi. Abdomenul activ. Coastele închise. Inspir. Expir. Încă 2 repetări. Ultima. Coborâm, ducem palmele lângă piept, bazinul pe călcâie și întindem spatele. Și ne ridicăm în all four. Adică umerii deasupra palmelor, iar genunchii exact sub bazin. Atenție, nu avem spațiu între gleznă și saltea, nu vrem să ducem degetele sau să lăsăm pur și simplu tibiile desprinse, lipim gleznele de saltea. Triunghiul de control este paralel cu solul, coatele întinse, umerii departe de urechi, iar gâtul este lung. Inspir,
Vreau să împing eticheta de la pantalon, sacrul spre tavan și creștetul capului. Expir, împing abdomenul în interior, exact cum am făcut în C-curve. Și împing coloana spre tavan. Inspir, umerii departe de urechi și rămân deasupra palmelor. Expir, abdomenul împins în interior. Inspir, creștetul capului spre tavan, sacul spre tavan. Expir, inspir, cat stretch. Inspir, alungesc, întind. Expir și revenim la natural. Acum, venim cu umerii deasupra palmelor, întindem un picior înapoi, abdomenul încordat și întindem și celălalt picior înapoi. Acum, inspir, cobor un genunchi, celălalt, expir, întind și întind. Inspir, în doi. În doi, dar umerii rămân exact în același loc, expir, întind, întind. Inspir, jos. Jos, gâtul lung, expir, sus, inspir, jos, jos, expir, sus, inspir, jos, jos, expir, două repetări, expir, ultima, expir, coborâm genunchii pe sol și întindem în child pose. Palmele lângă genunchi, ne ridicăm ușor și venim pe centrul saltelei și coborâm bazinul în partea stângă, picioarele în partea dreaptă. Picioarele în partea dreaptă, prindem cu palma dreaptă ambele glezne și încercăm să nu lăsăm partea stângă a trunchiului să se ducă spre perete, închidem trunchiul până când ajunge perpendicular pe sol. Ridicăm brațul stâng sus, umerii departe de urechi, mermaid. Inspir. Vreau să înclin ușor în partea dreaptă, împing șoldul stâng în jos și brațul spre peretele din dreapta, expir, revin. Inspir. Expir, revin. Umerii departe de urechi. Inspir. Vreau să deschid trunchiul și spre tavan și spre sol în același timp. Încerc să vizualizez coloana care se deschide în ambele capete, se alungește, iar când revenim pe centru nu se micșorează, ea se alungește în continuare spre tavan și spre sol. Inspir, expir, revin, alungesc, ultima, inspir, expir, revin, coborâm brațul și întoarcem pe partea cealaltă. Ducem picioarele în partea stângă, prindem cu palma stângă ambele glezne, nu lăsăm trunchiul să se ducă în exterior, închidem coastele până când partea dreaptă a trunchiului este perpendiculară pe sol. Și de aici ridicăm brațul drept, umerii departe de urechi, cotul stâng îndoit și trag de glezne. Inspir, alungesc, alungesc, întind spre tavan și spre sol în același timp, expir, revin. Inspir, expir, revin. Inspir, împing șoldul drept spre sol și vreau să întind partea dreaptă a trunchiului în ambele direcții. Și sus și jos. Inspir, expir, revin, două repetări, inspir, expir, revin, ultima, inspir, expir, revin, și cobor în brațul. Mergem la marginea saltelei, cu spatele la saltea și o să ne aducem aminte de exercițiul de la început. Tălpile lipite, prindem coapsele, coloana este perpendiculară pe sol, umerii departe de urechi. Inspir,
Expir, cobor în C-curve. Oasele bazinului se duc înapoi. Abdomenul în interior, umerii deasupra bazinului. Inspir, cobor trunchiul. Expir, împing abdomenul în interior. Inspir, ridic un picior. Încerc să împing cu palma în gleznă, dar nu mă prind cu degetele de gleznă și ridic și celălalt picior sus. Împing genunchii împreună, brațele spre genunchi. Bărbia ușor în piept și menținem. Inspir, expir, împing abdomenul în interior și împing cu brațele în picioare. Inspir, expir, împing. Inspir, expir, împing. Coborâm tălpile pe sol și alungim coloana. Întindem un picior înainte, celălalt. Tragem de vârfuri, împingem în călcâie, coloana perpendiculară pe sol și întindem brațele înainte. Inspir, expir, cobor în C-curve, oasele bazinului înapoi, abdomenul în interior, umerii deasupra bazinului. Inspir, pregătesc, expir, cobor vertebră cu vertebră jos și expir. Expir, împing abdomenul în interior, umerii departe de urechi. Coborâm capul pe saltea și tragem genunchiul drept la piept. Pieptul deschis, coatele în exterior și relaxăm. Relaxăm gâtul, întindem spatele. Prindem cu palma stângă genunchiul drept, ducem brațul drept în exterior și lent. Tragem genunchiul drept în partea stângă și întoarcem ușor capul în partea dreaptă. Abdomenul relaxat. Respirăm. Și ne ridicăm. Tragem genunchiul la piept. Ridicăm și genunchiul stâng la piept, întindem piciorul drept pe sol, palmele pe genunchi, tragem genunchiul spre piept, coatele în exterior, întindem spatele. Și cu palma dreaptă prindem genunchiul stâng, întindem brațul stâng în lateral și tragem de genunchi în partea dreaptă, ușor. Iar capul încet, încet întors în partea stângă. Nu forțăm. Revenim ușor, ușor pe centru. Ridicăm și genunchiul drept la piept. O palmă, un genunchi și balansez stânga-dreapta. Ridicăm ușor călcâiele, prindem coapsele și ducem fruntea spre genunchi. Coborâm capul pe saltea, o talpă pe sol, cealaltă talpă pe sol, întindem un picior, celălalt, călcâiele sunt în interior, vârfurile în exterior, întindem un braț și apoi celălalt, palmele spre tavan. Și rămânem câteva respirații aici. Relaxăm corpul. Și fără să ne grăbim, ne întoarcem ușor pe o parte și rămânem câteva respirații acolo. Și ne ridicăm ușor, împingem cu palmele în sol. Picioarele ușor depărtate,
prindem coatele și lăsăm pur și simplu brațele și capul să atârne. Coborăm ușor brațele și rulăm lent sus. Rotim umerii, deschidem pieptul. Expir, cobor umerii și relaxăm.